Salutare, dragi prieteni. Sunt pe drum, rezolv probleme administrative. Nu știu când o să ajung, că ăsta e Bucureștiul, știi când pleci, nu știi când ajungi, și de aceea am preferat să înregistrez din mașină, văzând că s-a făcut târziu. Mai ales că dacă ajung foarte târziu și înregistrez din studiourile Mălin Bot, cu YouTube-ul e problemă după ora 9. Astăzi am constatat, dragi prieteni, că a venit încă o soluție dubioasă din justiția, care dă tot mai multe semnale că e sub controlul Hidrei. Tovarășul securist Lucian Pahonțu a reușit, după 3 ani, aproape 4 ani de zile, să secretizeze informații de interes public. Un domn judecător de la Tribunalul București, în emisiunea Q&A de duminică o să dezvoltăm subiectul, o să vă prezint, încă nu am motivarea, dar am numele judecătorului, o să vă prezint numele judecătorului, o să vă prezint și motivarea judecătoarei de la Tribunalul Militar București, care a considerat că 9 luni cu suspendare e suficient pentru jandarmul violent, care fără niciun fel de motiv mi-a rupt umărul și a trebuit să stau 2 săptămâni imobilizat, că asta este justiția, da? Dar măcar justiția militară e la ordin, înțeleg acolo. Dar justiția civilă n-ar trebui să fie așa, dar uite că e așa. Uite că e așa. Când e vorba de mogul de presă ca infractorul Dan Andronic și gașca lui, justiția nu vede niciun fel de problemă în mizerile pe care ei le fac. Când e vorba de securiști ca Lucian Pahonțu, justiția consideră că informații de interes public despre cum consumă ăștia banul public nu trebuie prezentate. Asta după ce anterior aceea justiție a spus că trebuie prezentate. Ca să vedeți cât de puternică e hidra securistă, da? Ca să o vedeți cât de puternică e, da? Numai o secundă să ies aici, că am pe unul cu un SUV în spatele meu, Volkswagen, stă lipit de fundul meu și am mai aprins și faza lungă, nu știu unde se grăbește el, că doar vede că nu se poate ieși, da? Deci tovarășul Lucian Pahonțu, prin bunăvoința Tribunalului București și a Curții de Apel, după 3 ani de zile a secretizat informații de interes public. Tribunalul București a rejudecat. Știți că atunci când tovarășul Bode, pentru cei care ați venit mai de curând pe canalul Mălin Bot, jurnalist independent, sunt un pachet de nervi, pentru că o țară în care justiția nu mai funcționează corect și independent este o țară nelocuibilă. Și mafia asta securisto, corupto, fesenistă cu PSD, PNL a reușit să distrugă independența justiției. Deci fereastra aia de justiție independentă și corectă, din câte constat eu, se cam închide. Nu numai în cazul pe care le am eu, în care se întoarce așa, cu 180 de grade, clar, în mod incorrect, și se fac mârșăvii pentru securiști, pentru mafioți, în toate cazurile. Cel mai recent caz, Gruia Stoica, s-au prescris faptele. Gruia Stoica a asociatul mogulului Cristian Burci, mogul Adevărul, Click, fondatorul Prima, individ foarte dubios, trimis în judecată împreună cu Liviu Nicolae Dragnea în dosarul parazitării fondurilor de zestrare armate. În dosar în care tot Tribunalul București a scos probele FBI, a zis că probele FBI nu sunt valabile, da? Ca să înțelegeți în ce țară trebuie. Să revenim la tovarășul securist Pahonțu. În urmă cu 3 ani și ceva, când tovarășul Lucian Bode era ministru al transporturilor și venea într-o duminică pe Valea Oltului, unde bineînțeles sunt cozi, pentru că miniștrii transporturilor nu au binevoit să facă o autostradă peste munți, domnul Bode a dat ordin sepepistului de la volanul SUV-ului cu care venea să meargă cu viteză pe contrasens. Și ăla a mers cu viteză pe contrasens și a intrat într-o mașină, o Skoda, cu turiști polonezi. Era să-i omoare pe el. Am solicitat atunci SPP-ului să-mi comunice salariul minim, salariul maxim, ca să vedem câți angajați sunt, câte limuzine au, ce mărți sunt limuzinele, prețul minim, prețul maxim. Deci informații clar de interes public despre cum consumă banii noștri. Păi trebuie să dea socoteală orice instituție despre cum consumă banii.
SPP-ul a zis că nu sunt de interes public, ne-am judecat, Tribunalul București a zis sunt de interes public, că erau de interes public. Dați informațiile lui Mălin Bot, plătiți daune pentru că i-ați refuzat accesul la informații de interes public. Dar legea nu s-a schimbat, atenție foarte mare. Dosarul s-a dus la curtea de apel, moment în care a intervenit Securism, da? Securismul ăsta nenorocit, de tip mafiot, fesenist. Curtea de apel a ținut un an de zile dosarul fără să-l judece. Un an de zile. Până când a făcut sesizare la CSM, că în mod bizar dosarul nu e judecat. Au luat dosarul pe rol, a venit jurista SPP-ului, a invocat o hotărâre de guvern secretă, ceea ce nu poate exista, este un nonsens, pentru că hotărârile de guvern, ca să producă efect, trebuie publicate în Monitorul Oficial. Secretă de ce? Că eu n-am dreptul să o văd, da? Că e secretă, e secret, domne, mare secret, vă dați seama. Și curtea de apel a anulat-o, avem bun, hotărârea inițială a tribunalului, deci stă mintea în loc, deci așa ceva, deci asta este Rusia, ca în Rusia am ajuns din cauza hidrei ăsteia, securisto-fesenistă, corupto-fesenistă de tip nou, că aici este problema și o să ajung la esența problemei. Și a anulat hotărârea tribunalului și a zis să se rejudece la Tribunalul București, din nou cauză. Ne-am rejudecat la Tribunalul București și am invocat instanței din primăvară. Și am spus, domne, dacă e vreo hotărâre de guvern, în primul rând aia nu poate fi secretă, deci nu poate fi ceva legal, că trebuie publicată în Monitorul Oficial. Și în al doilea rând, legea 544 și Constituția României, cu modificările la care România a fost obligată când am intrat în Uniunea Europeană, spune clar că liberul acces la informații de interes public nu poate fi îngrădit decât prin lege. Ori o hotărâre de guvern nu este o lege. O lege este un act normativ care se dezbate în Parlament și trebuie să fie supus dezbaterii publice. Nu poți liberul acces la informații de interes public, oameni buni, este un drept fundamental. Ca dreptul la viață, dreptul la justiție corectă, dreptul la liberă circulație, dreptul la exprimare, dreptul de a cere socoteală pentru modul cum sunt cheltuiți banii noștri. Noi plătim taxe și impozite, instituțiile publice sunt obligate, e de bun simț, să justifice cum cheltuiesc banii noștri, oameni buni. Salariile angajaților din instituții publice sunt publice prin declarațiile de avere, nu pot fi secrete. Căutați declarații de avere Lucian Pahonțu și vedeți ce salariu are. Am făcut și material pe tema asta. Deci, nu e nevoie să fii un specialist al dreptului ca să înțelegi că aceste informații sunt de interes public și că ele nu pot fi cenzurate, transformate în secrete prin acte normative secrete, numai prin lege, prin dezbatere parlamentară, în cadrul democratic. Și am solicitat instanței, domne, dacă chiar există o astfel de prevedere legală, hotărâre de guvern, ce-or fi dat ei, se încalcă Constituția. Trimiteți-o la Curtea Constituțională sau, dacă nu e de competența Curții Constituționale, instanța să constate că hotărârea de guvern este ilegală pentru că limitează accesul la informații de interes public care, conform Constituției, nu poate fi limitat decât prin lege. Ce credeți, oameni buni, în ciuda tuturor argumentelor mele de bun simț, un domn judecător, ca atâta poate el, asta e conștiința lui, ăsta e profesionalismul lui, atâta știe el că datorează societăți. Că judecătorii ar trebui să fie imparțiali, ar trebui să fie în slujba legii și a interesului public. Și dacă pot înțelege subordonarea la parchetul militar, unde există o subordonare pentru că sunt militar și a primit ordin doamna judecător și asta e, n-are ce să facă, trebuie să execute ordinul. Oricum este o aberație că parchetul militar și tribunalul militar judecă, și o să revin și acolo, cauze care implică civili și evenimente civile, dar să rămân la SPP. Și domnul judecător, o să-i dau numele în emisiunea Q&A de duminică, o să vă arăt mai multe documente, până atunci binevoiește să și motiveze, că nu a motivat hotărârea. Zice, nu domne, e secret, se respinge acțiunea, vă dați seama. Deci aceleași informații care nu erau secrete acum 3 ani de zile, în condițiile în care legea nu s-a modificat, acum sunt declarate secrete. Ce este asta? Este rezultatul influenței și
zdrobirii independenței justiției de către un grup de putere condus de un securist, pentru că Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, este fost ofițer de securitate. Noi n-am fi avut această discuție în societate dacă 90 se făcea lustrați. Este inadmisibil ca în anul 2023, cu România, țară membra NATO și Uniunea Europene, să avem unul dintre șefii serviciilor secrete să fie un fost ofițer de securitate. Nu vreți să știți ce salariu are domnul Pahonțu, ce pensie nesimțită va încasa. Scuză-mă, spune-mi te rog câte minute avem. Da, ce pensie nesimțită, mulțumesc, va încasa un individ care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie, dacă nu la pușcărie după 90, acolo i-aș fi băgat pe toți ofițerii de securitate, măcar tras pe linie moartă cu pensia minimă pe economie. Nici atât. Nici atât. Niciun fel de pensie. Să se descurce, să se ducă în mediul privat. S-a făcut lustrație în Germania Democrată în 2018-2019, am filmat la Berlin. Puteți căuta Mălin Bot plus Berlin pe YouTube și vedeți materialele. Aici e o limită de 70. Fac o mică paranteză, dar e o limită de 70. Eu merg cu viteza legală, puțin peste, nu mult, puțin. După cum vedeți, nimeni nu respectă legea. Nimeni nu respectă legea. Toți merg mult mai tare. Da, mă rog, în fine. Și am explicat atunci, s-a făcut lustrație în Germania, dragi prieteni, și s-a interzis ofițerilor Stasi să mai lucreze la stat. Și în 2019-2020 îmi povestea acel la care am fost cazat, Ovidiu Bujor, că cunoștea pe cineva care a fost tânăr ofițer Stasi în 89 și care are probleme, nu că la stat nu-l angajează nimeni, nici la privat foarte greu se angajează. La noi, sub tovarășul Ion Iliescu, foștii securiști, în loc să fie trași pe linie moartă și să aibă interdicție de a ocupa funcții publice, au fost reciclați în instituții ale statului care și-au schimbat doar eticheta, dar au rămas aceeași mizerie securisto-comunistă. Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, unde s-au reeșapat toți șmecherii și grangurii Direcției de Informații Externe a Securității, dar aripa pro-Moscova. Ăia care, cei de la DIA, au știut toți cine e Ion Iliescu. Aripa pro-Moscova. Și parte din securitate a fost făcută jandarmerie. A fost transformată în jandarmerie, trupele de ordine publică. Toarășul Pahonțu a devenit ofițer de jandarmerie, securist, oameni buni. Deci ăsta a fost ofițer de securitate în 89. Securitatea, poliție politică condamnată, dragi prieteni. Comunismul a fost condamnat ca sistem dictatorial și de poliție politică în Parlamentul României. Și ăsta a fost securist, a fost salvat în jandarmerie. Ulterior a fost făcut general de toarășul Traian Băsescu, șef la Serviciul de Protecție și Pază, și acum este șef la Protecție și Pază. Deși trebuia să se pensioneze, nu s-a pensionat. Sub domnul Iohannis, toarășul Pahonțu a devenit Dumnezeu pe pământ. A devenit atât de puternic încât poate să modifice de facto un principiu și să altereze, oameni buni. Deci este absolut incredibil. Este absolut incredibil și grav. Vă spun, nu sunt atât de revoltat. Sigur, e scandalos ca principiu, dincolo de o persoană sau alta, că securiștii ăștia nenorociți, infecți, călăii regimului comunist, călăii națiunii noastre, au fost salvați de Ion Iliescu și au devenit mari șmecheri ai zilelor actuale, da? Ăștia au devenit astăzi mai bogați și mai puternici decât ar fi fost dacă nu pica Partidul Comunist și Ceaușescu. Ceaușescu nu-i lăsa să dobândească averi ca acum. Era pe vremea comunismului legea 18, legea ilicitului. Deci dacă ar fi rămas comunism în țară și România ar fi fost un fel de Coreea de Nord, nu știu dacă mai trăia Neanicu, dar lăsa Neanicu pe Nicușor. Securiștii ăștia, ca Pahonțu și alții, nu ar fi fost atât de bogați și atât de puternici cât sunt astăzi, oameni buni. Asta este scandalos, revoltător. Dar nu ne imaginăm cât de periculos este că într-o țară NATO, mai ales în contextul războiului din Ucraina,
avem fost securiști salvați de Iliescu KGB. Pentru că e foarte important să înțelegeți, dragi prieteni, că în anii 90 au fost salvați cei care au acceptat planul lui Iliescu, construit împreună cu Moscova, de a prelua Iliescu controlul asupra României. Iliescu fiind un asset, până în momentul de față, cred că este cel mai important asset al Moscovei în România. Deci fiind un om al rușilor. Și ei au acceptat, și ei acum sunt peste tot în sistemul de siguranță națională și de ordine publică. Unii dintre ei au devenit judecători prin sistemul de justiție. Și noi ne mirăm că dictatura lui Putin își face de cap aici în România și că instituțiile responsabile nu iau măsuri. Păi cum să ia măsuri instituțiile responsabile când țara este paralizată și este parazitată, toate instituțiile sunt parazitate cu personaje de-astea de tip Pahonțu? Este absolut scandalos, oameni buni, absolut scandalos. Și pe mine, sigur, nu mă deranjează că, adică faptul că tovarășul Pahonțu, un securist ca Pahonțu, nu înțelege democrația. Și el înțelege că e pe vremea comunismului, când, domne, facem noi ce vrem noi, cum să vină un ziarist să ne ceară nouă informații. Noi suntem securitatea, noi nu dăm informații la nimeni. Sigur, e logic. E grav că individul ăsta e șef de serviciu secret, dar e logic să gândească astfel, da? E logic să gândească astfel. Domne, da, justiția n-ar trebui să-l lase. Este inadmisibil să avem judecători care își bat joc, oameni buni, de Constituție. Își bat joc de drepturile fundamentale ale cetățenilor. O să-i dau numele în emisiunea Q&A. Își bat joc de ideea de democrație. Păi cum domnul judecător care a dat soluția asta și care este plătit cu 1000 de euro din banii mei și ai dumneavoastră, el nu-și dă seama cât de grav este ceea ce a făcut? Cât de grav este că nu l-a pus la respect pe acest individ, pe acest Pahonțu? Nu-i pasă. Păi nu prea e în regulă, oameni buni, să plătim salarii, pensii speciale, pensii nesimțite, da? Unei categorii profesionale. Scuză-mă numai un pic, câte minute avem, că nu văd, e foarte mic. Cât? Mulțumesc. Unei categorii profesionale, da, magistrații, care în loc să lucreze în interesul nostru, a celor care plătim aceste salarii de 1000 de euro și rezultă în pensii nesimțite, da, noi îl ținem pe ăsta, pe judecătorul ăsta de la tribunal, care zice că, domne, e ok, SPP-ul să nu dea niciun fel de informație. Păi cum să nu dea informații? Cum? Cum e posibil așa ceva? Și gândiți-vă că noi am dezbătut odată asta în justiție. Și instanța a decis că sunt de interes public. Și între timp ăștia au inventat, au făcut ceva, asta s-a întâmplat. Între timp ăștia au creat o hârtie secretă ca să justifice cât de cât. Și judecătorul trebuia să constate că nu e legal așa ceva, pentru că legea e foarte clară, informațiile de interes public. Liberul acces la informații de interes public se reglementează numai prin lege, nu prin alte acte normative. Oameni buni, este incredibil. Este incredibil. Și ce semnalul ăsta vine? Vine după chestia cu tribunalul militar, unde altă judecătoare a zis, domne, 9 luni sunt ok. O să vă citesc mai mult din motivarea hotărârii în emisiunea Q&A. Judecătoarea zice, domne, n-are dreptate partea vătămată, mă limbot, că pedeapsa e prea mică, pentru că minimum era 8 luni. Și procurorul nu i-a dat pedeapsa cea mai mică. Procurorul a propus 9 luni, nu 8 luni. Deci n-are dreptate pentru ce s-a întâmplat în 10 august. După ce însă judecătoarea constată toată povestea cu 10 august și cu represiunea. Deci nu se va rezolva nici acel dosar. Asta este vestea proastă. Securiștii ca Pahonțu au culoare să butoneze, să obțină hotărâri judecătorești total nesimțite, împotriva drepturilor fundamentale, oameni buni, fundamentale. Și aici vorbim de dreptul nostru ca cetățeni plătitori de taxe și impozite, că tot ne mărește ciola cu taxele și impozitele, să cerem socoteală pentru modul în care sunt cheltuiți banii, oameni buni. Așa ceva nu se poate. Păi asta ține de democrație elementară. Nu se mai poate. Represiunea din 10 august, o să vedeți. E clar semnalul pe care l-a dat justiția militară, l-a dat această judecătoare. Cazul cu evenimentul zilei cu mogulul Dan Andronic, m-au denigrat, m-au amenințat cu violențe în emisiuni, la televizor, au inventat lucruri despre mine, lucruri clar sancționabile prin lege. CNA-ul a amendat Antena 3 pentru acele amenințări.
Altă judecătoare la Tribunalul București zice, nu domne, e în regulă, e perfect ok, se întâmple așa ceva. Păi o să încep și eu să inventez despre Dan Andronic lucruri. Că e bolnav psihic, că e dus cu pluta, că plânge în sala de judecată. Că dacă zice doamna judecătoare că e ok, o să încep și eu să incit să-l vină lumea, să-l bată pe Mirel Curea pe stradă. Nu că zice o judecătoare că e ok. Evident că nu e ok așa ceva. Evident că eu nu o să fac așa ceva, pentru că eu sunt jurnalist, nu sunt... Mă supun unor reguli și unei deontologii și fac, spun adevăruri și lucruri pe care le consider corecte. Dar treaba care este, oameni buni? Treaba e că deja sunt trei lucruri care vin una după alta, da? Pe trei zone, dacă vreți, diferite, în care justiția dă semne că s-a terminat, oameni buni. Fereastra aia de justiție independentă și corectă, tare mi-este teamă că s-a închis. Și în 2024, dacă nu ieșim la vot și dacă nu dăm de pământ urât de tot cu puterea politică PSD-PNL, care a distrus până și independența justiției și ne-a lăsat cu hidra asta securisto-comunistă pe cap, să știți că nu va mai avea niciun viitor această țară. Va fi o țară în care oamenii cinstiți nu vor putea să mai trăiască. Numai mafioții, corupții, cei care acceptă să fie în mlaștinea asta creată de noul FSN cu hidra asta securisto-fesenisto coruptă. Semper Fidelis, dragi prieteni, ne vedem mâine la emisiunea Q&A. Sper să se ridice în timp util acest editorial video.